Gazdă bună, gazdă bună! În această zi aleasă, când Domnul Ceresc Părinte pe toate le ține minte, cela ce cu sfânta mână făcuta pe om din țărână, care mai pe urmă de toate greșit a păcat de moarte, trimisa Fiul la noi să ne scape de nevoi, să ne ducă în fericire în araiului mărire. Bucură-te, dar, creștine, văzând pe Hristos că vine, văzându-i steaua răsărită, înspre Viflaim pornită, trei crai de la răsărit azi după stea au pornit și au mers, după cum citim, până la Ierusalim. Iar acolo, dacă au ajuns, steaua lor li s-a ascuns și au umblat și au întrebat despre noul împărat. Cum au prins craii de veste Domnul Hristos unde este, ei îndată au pornit grabnic spre locul dorit. Într-un Viflaim oraș, într-un foarte sfânt locaș, chiar în iezlea boilor, era Domnul Domnilor. Lui Hristos au închinat, daruri frumoase i-au dat. Afară, când au ieșit, în toate părțile au privit deasupra lor, era ceata îngerilor, cântau o cântare lină cu serafimii împreună. Iar păstorii de pe câmp fluierau din când în când, fluierau cu fluierile de răsunau câmpurile și cu un cuvânt, toate de pe pământ, toate se veseliră când de Hristos auziră. Iar noi, flăcăi curați și ca cei nevinovați, vom umbla din casă în casă și vom duce vestea cea aleasă, că azi e o zi sfințită și o sărbătoare preamărită. Dumneavoastră ne iertați și cu vin ne ospătați. Noi dorim ca să vă fie la mulți ani cu bucurie, la mulți ani să aveți folos de nașterea lui Hristos. Se vestește și se preamărește zi veselitoare, lumii de sub soare. Astăzi s-a născut cel fără de început, Domn Iisus Hristos, Fiul cel frumos. Într-o fecioriță plină de credință, la noi a venit și s-a oferit. Ca să ne slovoază strălucita rază din fapta cea mare, fără desfătare. Și-acum să trăiți, să vă îndeseliți, credința-n vecie, în Domnul să fie. Credința-n vecie, în Domnul să fie. Doamne ajută, dragii mei, și bine v-am găsit! Mă bucur că a venit și această clipă să fim astăzi împreună. Vă mulțumesc tuturor celor prezenți pentru prezență. Le mulțumesc și telespectatorilor care în această seară ne urmăresc. Și mă bucur că, uite, astăzi aducem colinda în casele dumneavoastră. Și sperăm că ați primit-o și că o veți primi cu drag. O primiți? Vă mulțumesc din suflet. Să știți că acesta de astăzi este pentru mine al doilea, cel mai important eveniment al vieții mele de până acum. Primul eveniment a fost în anul 2014, acum 3 ani, când mi-am lansat primul album de muzică populară, cum spunea cineva, primul copilaș, iar acum Dumnezeu a dat și al doilea copilaș, primul album de colinde. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut pentru mine. Astăzi voi fi înconjurat doar de prieteni, doar de colegi dragi de cântec, cărora le mulțumesc la fiecare în parte pentru că
au venit astăzi să mă susțină și de asemenea vă mulțumesc și dumneavoastră pentru susținere. Iar pentru început vreau să îl chem în scenă și să-l prezint pe cel care va prezenta spectacolul, nimeni altul decât Andrei Romanică. Prezentator Radio Târgu Mureș, coleg și prieten bun. Bună seara, bună seara, dragi oameni buni, bine v-am regăsit. Atunci când Costel își boteza primul copil pe această minunată scenă, am fost și eu, i-am fost alături, pentru că întotdeauna prietenii țin aproape. În această seară, din multă prietenie și din respect, voi fi alături de omul și vă rog să-l aplaudați. De artistul și din nou aplauze. Și de prietenul Costel Popa. Felicitări, Costel, pentru tot ceea ce ai realizat tu în acești 10 ani pe drumul cântecului popular românesc. 10 ani de muncă, 10 ani de bucurie, 10 ani în care și tristețea a fost. Pentru că dacă nu cunoaștem tristețea, nu cunoaștem și nu ne putem bucura pe deplin de acest nobil sentiment, bucuria. Costel Popa, felicitări pentru tot ceea ce ai realizat până acum. Bunul Dumnezeu să-ți răsplătească efortul și să ți-l întoarcă în sutit. Doamne ajută, mulțumesc! Iată, dragi oameni buni, că în această seară veți avea ocazia și bucuria să vă reamintiți de anii copilăriei, când mesele bunicilor și părinților erau încărcate cu gogoși, cu cozonaci și cu bucatele noastre tradiționale românești și veți avea bucuria să vă reîntâlniți cu colindul nostru străbun adus în această seară de Costel Popa și de prietenii săi. Încep prin a le mulțumi tuturor colegilor de cântec și prietenilor, pentru că în această seară Costel este alături de prieteni dragi și de prietenii din sală care, știu eu din surse sigure, sunt mulți și sunt și pe afară, dar asta este viața, nu avem ce să facem, nu putem fi toți câteodată în locul pe care ni-l dorim. Așadar, încep prin a mulțumi tuturor interpreților care au răspuns prezent invitației lui Costel Popa, primăriei Mediaș și domnului primar Gheorghe Roman pentru sprijinul acordat în realizarea materialului prezentat astăzi, florăriei Domnica pentru crăciunițe și crenguțele de brat de pe scenă, Contrast Publicitate pentru realizarea afișelor publicitare pentru spectacol, Meditur Mediaș pentru publicitate și de asemenea tuturor partenerilor media și anume Hora TV prin prezența managerului Vasile Coca și îndrăgitului interpret Vasile Coca, Nova TV prin doamna Ada Gheorghe, Radio Ring prin Barbu Antonella, Radio Mediaș prin Angela Păucean, Mediaș News prin Mircea Hodârnău, Mediaș News prin István Bertalan, Cultura 24 prin intermediul domnului Vasile Antipa, Obiectiv Media prin Daniel Dăbăcan, Monitorul de Mediaș prin intermediul lui Alex Pântia și Milu Oltean și nu în ultimul rând Radio România Târgu Mureș prin intermediul lui Andrei Romanică și al Mariei Butilă. Costel Popa, îmi permit eu să fiu mesagerul lui în această seară în anumite momente. Vrea să-mi mulțumească neamurilor sale pentru sprijinul oferit cu mâncărurile pentru invitați și anume familia Savu, familia Șuteu și familia Cecea și de asemenea mătușii sale, Tușica Viorica, pentru toate cămășile cu sute de mâna ei, pe care astăzi și nu doar astăzi Costel Popa le poartă. Și bineînțeles, cele mai importante mulțumiri se îndreaptă în această seară și am emoție spre cei care ți-au dat viață și ți-au pus nume, spre părinții tăi. Merită aplauze acești oameni deosebiți care și-au încurajat fiul și
Bineînțeles, să nu uităm și pe sora lui Costel Popa, care nu este aici fizic alături de noi, dar de acolo de unde este cu sufletul, trăiește tot ceea ce noi astăzi serbăm la Mediaș. Emoțiile sunt mari și pentru mine, pentru că așa este când vorbești de oameni dragi. Și avem și câțiva sponsori și le mulțumim. Și Dumnezeu știe ce să facă și să le înzecească și să le însuțească efortul pe care l-au depus astăzi. Sponsor principal, familia, firma Bachmann, firma Ștefan LKV Blăjel, firma Consta Splendid, familia Costel Bugneriu din Mediaș, familia Aldia Ovidiu din Mediaș, familia Cori Alexandru din Agnita și firma Interfrig Impex SRL. Le mulțumim tuturor! Și eu nu vreau să vă țin foarte mult cu vorba, dar alături de Costel, un alt om important a stat în această perioadă și sunt convins că va sta tot restul vieții lui. Și vreau să o invit alături de el și în fața domnilor voastre pe drăguța lui Costel Popa, pe Liana Șuteu. Sunt frumoși și talentați și în această seară, cu emoție în suflet, vă vor bucura cu colindul lor din casa bunicilor. Ia sufletele cu colindul vostru frumos. Și Costel, știu eu că ai ceva pregătit pentru Liana? Sau încă nu? Așa este, dar o să țin acest
cadou pentru final. Mulțumesc. Bunica mea, vreau să o cunoașteți, poate o știți de la televizor, din videoclipul cu mama, tată, vă iubesc, că multă lume m-a întrebat dacă este mama, este bunica mea, este mama tatălui. Să haideți trăiască. Să aplaudăm pe cea mai fericită bunică, care astăzi i-a oferit flori nepotului. Și să știți că bunicii care apar în videoclipurile artiștilor și părinții care apar în videoclipurile artiștilor vor fi nemuritori și sunt nemuritori. Pe final, cadoul lui Costel Popa pentru Liana Șoteu. Liana, te rog frumos, hai puțin aici lângă mine. Cum este Costel Popa? Costel Popa este un mare om, un mare artist și nu știu. Este foarte determinat să ajungă exact acolo unde își dorește și după cum bine se vede, sunt sigură că de fiecare dată reușește. Așa că să-l aplaudăm! Aplauze bine meritate pentru omul, artistul și prietenul nostru, Costel Popa. Și eu știu că Liana are o surpriză pentru tine. Liana, a sosit momentul să-i faci această surpriză. Haideți să-l aplaudăm pe Costel, pentru că prin aplauze îi vor trece emoțiile, care sunt foarte multe. De multe emoții are parte și Liana. Andrei, cred că o să am nevoie să mă ajut puțin. Cum să nu te ajut, prietenă? Stai să vin aproape de tine, măcar astăzi să fiu aproape de tine. I-am pregătit lui Costel un trofeu care să simbolizeze 10 ani de carieră artistică. 10 ani minunați, frumoși și bineînțeles aici, vedeți, albumele lui, munca depusă de-a lungul acestor 10 ani. Felicitări, Costel Popa! Le meriți din plin! Felicitări! M-ai surprins! Deci cu asta chiar m-ai surprins. Îți mulțumesc din suflet! Mulțumesc mult! Să fiți sănătoși și fericiți! Aceștia sunt cei doi copii ai lui Costel Popa. Îi așteptăm și pe copiii lor biologici să vină pe scenă, ținându-i de mână acești doi minunați oameni. Bine punctat, bine punctat! Mulțumim frumos! Mulțumesc! Mulțumim! Eu îmi doresc, ca și Costel Popa, ca această seară să fie o seară a prieteniei și a respectului. Costel Popa este un om care este apreciat și iubit de colegii din generație, dar atenție multă își îndreaptă spre activitatea lui artistică și interpreții consacrați ai cântecului popular românesc. În această seară, cu mare drag, admirație și bucurie, alături de Costel Popa și, bineînțeles, alături de domniile voastre, pe scenă, cu mândrie în suflet, cu mândrie de român, cu mândrie de tată, pășește Marius Ciprian Pop, alături de fiica sa, Antonia. Făcli arsându,
din cociun făcliar sându. Din grădele luminele, din grădele luminele, din păiță luminiță, din păiță luminiță. Iar în floarea fânului, iar în floarea fânului, șede Maica Domnului, șede Maica Domnului. Pruncuț nebotezat, cu-n pruncuț nebotezat, cei al lumii împărat, cei al lumii împărat. Thank you.
ce draga mea fetiță și-atâtea colinde sunt. În casă e sărbătoare și Crăciun peste pământ. Hai să zicem o colindă, să se audă sus la cer și să ningă peste oameni cu flori d-albele ruile. Hai să zicem o colindă, să se audă sus la cer și să ningă peste oameni cu flori d-albele ruile. Vom împodobi brăduțul, mama face colăcei și se aud la orice casă cete de colindători, ce cântă cu bucurie linui lin și d-albe flori. Hai să zicem o colindă, să se audă sus la cer și să ningă peste oameni cu flori d-albele ruile. Hai să zicem o colindă, să se audă sus la cer și să ningă peste oameni cu flori d-albele ruile. Să fie bun, să avem zâmbete tot anul și-n toată ziua Crăciun. E atâta bucurie și toți oamenii zâmbesc. A venit Mântuitorul cu alaiul lui ceresc. Hai să zicem o colindă, să se audă sus la cer și să ningă peste oameni cu flori d-albele ruile. Hai să zicem o colindă, să se audă sus la cer și să ningă peste oameni cu flori d-albele ruile. Mulțumim din suflet! Salut mâna doamnelor și domnișoarelor, bună seara domnilor! E o seară plină de emoție, pentru că acolo unde se spun colinde, se deschide cerul. Și oamenii care colindă devin veritabili ai apostoli ai lui Hristos. Oamenii care colindă se aseamănă cu păstorii din Betleem, dar mai ales se aseamănă cu îngerii. Și o să-mi spuneți că îngerii sunt curați. Dar și colindul îl face pe om curat. Îl șterge, îl resetează de toate păcatele. Ca să spunem modern. Ați colindat și dumneavoastră, am colindat și noi, pentru că avem un prilej binecuvântat. Un om al lui Dumnezeu, pe care eu îl port în sufletul meu și în rugăciunile mele,
pe care îl respect cu bucurie și cu dragoste pentru tot ceea ce face din adâncul ființei sale în slujba neamului românesc, astăzi ne-a demonstrat printr-un compact disc, ca printr-un dar de balsam pentru sufletele dumneavoastră, că dorește să se asemene cu păstorii și cu îngerii. Și noi ne-am bucurat mult de acest lucru și de aceea suntem alături de Dumnealui. Ne înclinăm și lăudăm pe Dumnezeu, Cel care ridică dintre neamul nostru români frumoși, care ne dau nădejde că neamul nostru va merge ca neam în veșnicie. Acest român frumos e Costel Popa, pe care în mod oficial îl felicit încă o dată. Îi mulțumesc din tot sufletul. Îi mulțumesc nu atât de mult pentru că ne-a invitat, ci pentru că își dă interesul, își dă viața, își dă știința, își dă toată dragostea ca să ducă mai departe cu demnitate și cu adevăr ceea ce are mai frumos neamul. Vă rog să-l priviți pe dânsul cât de frumos e îmbrăcat și să vă uitați la mine. Vă rog să-l priviți pe dumnealui cât de tânăr și de frumos e și să vă uitați la mine. Și atunci ne bucurăm. Ne bucurăm când prieteni de-ai noștri vin atât de frumos din urmă. Aș vorbi despre Costel multe, multe lucruri și numai bune. Dar unul bun trebuie să vi-l mai spun. Mi s-a umplut inima când l-am văzut că promovează și dragostea curată și adevărată, regăsită și în cântec, alături de această domnișoară minunată. Și vă mai spun ceva. Să știți că nu numai domnișoara e prezentă, ci și părinții dumnealui și bunica, am înțeles. Ceea ce înseamnă că este un iubitor al familiei. Iar în ziua de astăzi să iubești familia este o mare, mare dăruire de la Dumnezeu. Și numai cu Dumnezeu poți răzbate. Felicitări, Costel! Să trăiască și domnișoara, să trăiască și părinții și să trăiască familia cea mare a folclorului românesc, reunită la ceas de sărbătoare alături de Hora TV, de prietenii noștri cărora le mulțumim încă o dată. Astăzi, mamă, eu dacă te-aș mai avea, n-aș dori în lumea asta altceva.
și de dorul tău, o mamă, sufletul mi tânjește greu, căci doresc să-ți aud astăzi glasul tău. Astăzi, mamă, în mormânt te iar obrajii mei în lacrimi se topesc. Și acum aștept ziua ca să plec de pe pământ, căci doresc să te întâlnesc în cerul sfânt. Până când pe nori Iisus va reveni și pe mama sus în cer voi întâlni, vor rămâne amintiri ce nu se pot uita nicicând, că am avut o mamă scumpă pe pământ. Vor rămâne amintiri ce nu se pot uita nicicând, că am avut și eu o mamă pe pământ. Marius Ciprian Pop, rămâneți de Antonia. Rămâneți, părinte, rămâneți puțin, pentru că am o surpriză pentru dumneavoastră. Părintele Marius Ciprian Pop, întotdeauna un mare om, un mare caracter. Vă mulțumesc din suflet pentru ceea ce credeți despre mine. Să știți că pentru noi, cei care suntem, ca să spun așa, chiar și după 10 ani la început de drum, ne bucurăm să avem alături de noi oameni care nu au uitat niciodată de unde au plecat. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Amin. Amin. Și din partea mea, pentru dumneavoastră, mulțumesc! Din partea mea, pentru dumneavoastră, o diplomă de onoare se acordă interpreților Marius Ciprian Pop și fiica sa Antonia pentru participarea la spectacolul de colinde de astăzi. Și un trofeaș mai micuț, care simbolizează o notă muzicală, cu mare drag, pentru dumneavoastră. Mulțumim și drumuri bune în continuare. Doamne ajută! Mulțumim! Mulțumim, Marius Ciprian Pop, mulțumim, Antonia, oameni deosebiți, care din respect pentru Costel Popa și pentru folclor, în această seară au venit și v-au bucurat sufletele. În această seară frumoasă, grupuri de colindători vor veni aici, în fața domniilor voastre, și în momentele următoare eu invit să umple această scenă ansamblul Cununa Blăjelului, coordonat de profesorul Claudiu Simon. Haideți să aplaudăm! Ei vă vor colinda, dar vă vor și prezenta un obicei frumos de acolo, de la Blăjel, jocul turcii. Astăzi prorocirile și toate scripturile despre Mesia Hristos s-a primit foarte frumos, căci Mesia cea Sfânt Iisus Hristos, Domnul
Amin, Doamne, o slavă ție.
Mulțumim. Mulțumim, mulțumim din suflet. Iată cât sunt de frumoși. Și-au adus în această seară portul de la Blăjel. Felicitări, domnule profesor Simon, pentru că știți să-i coordonați cu atâta drag și le insuflați portul și cântecul și colindul tradițional de acasă. Aveți cuvântul. Mulțumim frumos! Este o onoare și o mare plăcere să fim din nou la al doilea copilaș, cum spune Costel, mai ales că îl cunosc de mic și am urmărit evoluția lui. Felicitări, Costel! Toată cununa Blăjelului îți urează numai bine și cu la mai mare, cum se zice, la mai mulți copilași. Ne bucurăm că suntem alături de tine, ești prietenul nostru și oricând ne bucurăm de o colaborare bună alături de tine. Îți mulțumim frumos pentru invitație. Și spun doamnele de aici, din spatele meu, și sărbători fericite lui Costel Popa. Și nu numai, și familie lui și toată lumea prezentă, cununa Blăjelului vă urează sărbători fericite, Crăciun fericit și să ne întâlnim cu bine. Mulțumim frumos, să trăiască acești minunați oameni. Le mulțumesc că au fost astăzi alături de mine și o diplomă și un trofeiaș micuț din partea mea pentru tot ansamblul care să-l puneți acolo la colecție. Claudiu, îți mulțumesc! Mulțumim frumos! La revedere și sărbători fericite! Mulțumim frumos! Felicitări încă o dată! Costel, presimt eu că în această seară o să-i doară mâinile pe toți cei care au făcut această casă de cultură neîncăpătoare. Vă mulțumim! Aplauzele dumneavoastră dau valoare artiștilor. Și mergem mai departe cu alți artiști frumoși, cu copii care fac parte din ansamblul Zestrea Branului din Bran, județul Brașov, condus cu multă dăruire de profesorul Dicui Marian Constantin și de Andreea Jitia. Ei în această seară vă vor colinda. Sunt mulți, am aflat eu că sunt peste 50 și vă rog să aveți răbdare 30 de secunde să se aranjeze aici pe scenă. Și de ce nu să-i primim în aplauze? Ansamblul Zestrea Branului. Gazdă mare, oameni buni, noi vă aducem din străbuni colindul cel creștinesc, ce astăzi îl moștenesc. Iar la anul când venim sănătoși să vă găsim masa plină cu bucate, la mulți ani cu sănătate, la mulți ani cu sănătate. Maria acum
așeza. Du-te-n grajul vitelor și te așează nestrea lor, că vitele n-au ce-ți face, te-or lăsa să naști în pace. Că vitele n-au ce-ți face, te-or lăsa să naști în pace. Dar Maria nu știa că în grașica era, că ai început tropoti, durerea i-o mai mări. Că ai început tropoti, durerea i-o mai mări. Firați voi cai blestemați, în lume să n-aveți hați, numai ziua de ispas și atunci numai un ceas. Numai ziua de ispas și atunci numai un ceas. Voi începa rumega, durerea i-o alina. Firați voi, voi altoiți și de oameni mult iubiți. Firați voi, voi altoiți și de oameni mult iubiți. Flori d'albe, flori de măr, sloboz în ei gazdă în casă. Flori d'albe, flori de măr, flori d'albe, flori de măr, sau coace te-ai mâniat. Flori d'albe, flori de măr, și ușulea-i încuiat. Flori d'albe, flori de măr, flori d'albe, flori de măr, fă bine ce dă-ți mânie. Flori d'albe, flori de măr, și ușulele dăscuie. Flori d'albe, flori de măr, flori d'albe, flori de măr, că vin junii colindători. Flori d'albe, flori de măr, și la fete pețători. Flori d'albe, flori de măr, flori d'albe, flori de măr, înainte de pețât. Flori d'albe, flori de măr, cu veste mare ori venit. Flori d'albe, flori de măr, flori d'albe, flori de măr, și nu vin cu niciun rău. Flori d'albe, flori de măr, dar vă aduc pe Dumnezeu. Flori d'albe, flori de măr, flori d'albe, flori de măr, spre a noastră mântuire. Flori d'albe, flori de măr, la mulți ani cu bucurie. Flori d'albe, flori de măr, flori d'albe, flori de măr, flori d'albe, flori de măr. Mulțumim! Vă mulțumim din suflet, dragi copii! Zestrea Branului, viitorul cântecului și a folclorului și al tradițiilor din acel colț minunat de Românie, este pe mâini bune. Felicitări, Andreea Jitia! Felicitări, Marian Duicu! Bunul Dumnezeu să vă țină în ravu și să vă ocupați de alte generații de copii care vor promova tot ceea ce este mai frumos acolo, la voi, la Bran. Marian Duicu, ai cuvântul. Ce să vă zic? Bună seara tuturor! Mă bucur tare mult că sunt la Mediaș, lângă dumneavoastră, oameni minunați. Mă bucur tare mult că am răspuns invitației prietenului nostru, Costel Popa. Pe această cale vreau să-l și felicit pentru acest frumos CD. Să-i dea Dumnezeu sănătate și la cât mai multe. Doamne ajută! Să vă spun și dumneavoastră Crăciun fericit, multă sănătate și căldură lângă cei dragi. Marian Duicu, Andreea Jitia, doi oameni cu suflete mari, și Costel Popa, bineînțeles. Mulțumesc, Marian, mulțumesc, Andreea, mulțumesc, Zestrea Branului. Să știți că noi suntem prieteni de câțiva ani și mă bucur că, uite, de acolo, de la Bran, v-am adus îngerași ăștia micuți ca să vă colinde aici. Costel, te rog frumos, vreau să mai adaug ceva. În Asociația Culturală Zestrea Branului, care îi vezi pe toți, se află și ansamblul folcloric Plaiuri Măicene, condus de către Andreea,
copilași aceștia mici și frumoși, am zis să fim cu toții alături de tine. Vă mulțumesc, mă bucur, mulțumesc și din partea mea, pentru voi toți, în numele ansamblului, o diplomă și un trofeaș micuț, care vă rog să le primiți cu drag, să rămână amintire de aici, de la Mediaș. Doamne ajută! Mulțumim, dragi mulțumim copii! Mulțumim! Iată că marele public știe să aprecieze valoarea și întotdeauna aici la Mediaș am descoperit oameni care iubesc frumosul și iubesc tot ceea ce aparține neamului nostru românesc. Costel Popa, un om cu suflet mare, un om generos, un om care în această seară frumoasă își botează cel de-al doilea copil, copil intitulat, numit, sugestiv, Sosita praznicul iară. Costel Popa, tu ai făcut un lucru foarte frumos, un lucru care cu siguranță mulți dintre colegii de cântec nu l-ar fi făcut. Pe CD-ul pe care tu îl lansezi în această seară și îl oferi publicului drag, ți-ai adus și prietenii. Te-ai gândit că o parte din colindele tale să fie alături de cei pe care i-ai întâlnit în festivaluri, în concursuri și pe această scenă sfântă. Sosita praznicul iară este titlul acestui CD și este titlul colindului care în momentele următoare va fi interpretat, bineînțeles, de Costel Popa, Liana Șuteu, Ilie Dură, Suzana și Daciana Vlad, Ovidiu Furnia și de departe, de peste granițe, colindă cu siguranță la această oră și Angelica Pantia. Așadar, haideți să primim colindul străbun! Căci a scos din focul veșnic tu.
spus. Noi dorim la noastră seară, mulțumim pentru colindul vostru frumos, Ilie Dură, Suzana și Daciana Vlad, Ovidiu Furnia și Liana Șuteu. Gânduri bune și Costel Popa, bineînțeles. Vreau să subliniez un lucru. Angelica Pantea a născut de curând și din această cauză nu a putut să fie astăzi prezentă alături de noi, dar noi îi transmitem gândurile noastre bune și dorim sănătate pentru fetița ei. Și de asemenea, vreau să mai sublinez un lucru și anume acest colind și acest titlu al acestui album al meu de colinde l-am cules de la un om al satului, de la un prieten, un muzicant, un instrumentist de vârf, ca să-i spun așa, din Mediaș, și anume de la domnul Florin Moga. Hai, Florin, în sus! Te vadă lumea, să te vadă țara! Și mulțumesc pentru acest frumos colind. Se trage de la mică sasa, țapu, așa e din zona aia. Și îți mulțumesc. Doamne ajută, Dumnezeu să-ți dea sănătate și îți mulțumesc. Vă mulțumim și vă dăm cuvântul, dragi prieteni. Bună seara, vă spunem și noi. E o mare bucurie ca la această sărbătoare să fim alături de prietenul și colegul nostru drag, Costel Popa, și este o mare bucurie să vă vedem într-un număr atât de mare. Să știți că atât pentru Costel, cât și pentru noi, înseamnă foarte, foarte mult. Datorită dumneavoastră... Să știi că nu sunt toți. Știm. Eu le transmit toate gândurile mele bune și celor care astăzi nu au putut să vină, dar îi asigurăm că în seara de 24 decembrie, adică astăzi, când se difuzează acest eveniment, ne văd. Și suntem cu ochii unii la alții. Și vreau să-ți dorim tot ce e mai bun. Acest album să-ți aducă mult, mult succes, deoarece meriți. Și să rămâi același om pe care noi l-am cunoscut. Doamne ajută! Mulțumesc! Bună seara și Crăciun fericit! Mă bucur și eu nespus de mult să fiu azi alături de Costel Popa. Pentru noi, Costel nu este doar un artist, înainte de toate este un om, un om extraordinar și ne bucurăm din suflet că suntem prietenele lui și de aceea în această seară am adus un mic dar și sperăm ca albumul acesta de colinde să lase o amprentă frumoasă în sufletele dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, dragile mele! Dăm voie că văd ceva special aici și vreau să... Aoleu, m-ați surprins! Frumos și plăcut. Este o poză cu noi trei. Știți cum ne numim noi? Tripleții. Ardealul și Maramureșul s-au adunat să formeze un trio și cred că acest trio a dat naștere celor mai frumoase cântece care laudă Ardealul și Maramureșul. Doamne ajută! Mulțumesc, dragilor mei! Bună seara tuturor! Mă bucur din toată inima că sunt alături de dumneavoastră într-o seară specială. În primul rând, să încep așa. Când zic Mediaș, spun acasă. De ce? Pe scenă se află fratele meu, iar în sală este mama și tata, care de fiecare dată când vin la Mediaș, sunt copilul lor. Mama ta, cum îmi place mie să-i spun că acolo la noi în Oltenia, cu Coana, să-i dea Dumnezeu sănătate și să se bucure de tine, pentru că astăzi rugăciunile ei au fost ascultate acolo sus. Și mă bucur din suflet că ești tu
și iară tu. Adică ai personalitate și nu ești o copie. Bucurii, împliniri și aplauzele care le primești în această seară să te însoțească la tot pasul și Doamne ajută în tot ceea ce faci. Iar dumneavoastră, sărbători binecuvântate de Dumnezeu, cu dragoste, cu înțelepciune, cu încredere, cu nădejde, în lucruri frumoase și de folos spre mântuirea sufletului. Mulțumesc, Ilie! Seara bună, Doamne ajută, oameni faini și lume multă, vă spun și eu. Mă bucur că în această seară am ajuns aici la dumneavoastră, la Mediaș, fapt care se datorează, pot să spun și eu, fratelui meu, Costel Popa. Eu vreau să te felicit pentru tot ceea ce ai realizat și pentru tot ceea ce vei face în continuare. Îi felicit și pe părinții tăi, care, așa cum Ilie a spus, am vrut să spun eu, de-a mi-o luat discursul, sunt și părinții mei și îi felicit pentru că, datorită lor, noi suntem ceea ce suntem, datorită părinților și datorită dumneavoastră, celor care ne susțineți. Vă mulțumim din suflet și lui Costel îi doresc mult, mult succes și sănătate. Mulțumesc, Ovidiu! Prietenii mei, dragii mei prieteni, să știți că Dumnezeu, când te binecuvintează cu astfel de prieteni, o face pentru că așa crede El că meriți. Și eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că înseamnă că meriți să am astfel de prieteni. Mulțumesc, dragii mei! Și meriți să o ai ca prietenă pe Liana Șuteu. Haideți să mai aplaudăm o dată pe Liana, care este copleșită de emoții. Eu vă mulțumesc, dragi colindători, pentru bucuria pe care ne-ați făcut-o colindând și vă invit să luați loc la aceste mese îmbelșugate și binecuvântate de Dumnezeu. Puteți mânca, puteți servi plăcinte, ca acasă, ca la mama acasă, ca în seara de Crăciun. Costele, te rog frumos să rămâi pe scenă, aici alături de mine, pentru că alți prieteni de-ai tăi vor veni. Cei care vor veni alături de mine, Andrei Romanică și de Costel Popa, formăm grupul Ardelenii, artiști consacrați, tineri, care în această seară vă vor bucura cu colindul lor de acasă. Și vreau să o invit pe doamna Dorina Oprea, solista ansamblului artistic Mureșul din Târgu Mureș, pe Maria Niag de la Reghin, pe Livia Harpa, de la Toplița, solista ansamblului Rapsodia Călimanului. Vreau să o invit pe Elisabeta Guzu, din Poiana Ilvei, județul Bistrița-Năsăud. Și din Câmpia Clujului, Cosmin Moceanu. El s-o scoborât, scolă măriuță.
stinge de pământul scoală, măriuță scoală. Și postește posturile scoală, măriuță, și ajună vinerile scoală, măriuță scoală. Ăla mere veselos scoală, măriuță, înaintea lui Hristos scoală, măriuță scoală. Scoală, măriuță scoală. Mulțumim, mulțumim ardelenilor. În partea dreaptă, doamna Dorina Oprea. Bună seara, bine v-am regăsit. Mămica grupului. Am venit cu mare drag aici la dumneavoastră, pentru că, cu siguranță, mulți dintre dumneavoastră vă amintiți, cu ani în urmă, veneam la colinde împreună cu colegele mele de la Ansamblu Mureș și cu grupul Mureșencele. În această seară, fiind o seară specială, am venit cu grupul Ardelenii, pentru a-l susține pe Costel în această seară specială pentru el, să fim alături de el, să ne bucurăm de realizarea lui, de acest album minunat și de sărbătorirea celor 10 ani de activitate artistică. Costel, îți doresc din tot sufletul ca să împlinești și tu, măcar cât împlinesc eu, ca ani de scenă, peste puțin timp. Îți doresc măcar jumătate din albumele care eu am reușit să le aduc în fața publicului, să le poți realiza și tu. Și succesul care l-am avut pe toate scenele în lume și în țară, să te însoțească și pe tine pretutindeni. Doamne ajută! Mulțumesc, doamna Dorina! Să rămână! Și eu vin cu o întrebare spre doamna profesoară Dorina Oprea și solista și artista Dorina Oprea. Spuneați de ani de scenă. Câți ani de scenă? Nu pot să spun că pe urmă aflați vârsta, dar în curând, peste puțină vreme, voi împlini un număr mare de ani, să știți. Costel nu are nici vârsta câți ani de scenă am eu. Deci Maria s-a născut odată cu primii pași ai mei pe scenă. Și aflăm vârsta Mariei Neag în momentele următoare. Maria Neag. Mă bucur să fiu și în această sfântă seară alături de dumneavoastră și alături de bunul meu coleg Costel Popa. Iată că a sosit praznicul iară și a reușit să ne adune din nou pe scenă în fața dumneavoastră pe colegii lui dragi de cântec. Felicitările mele! Vă mulțumesc! Sunteți minunați, oameni buni! Mi-ați rămas la suflet de când am mai fost aici la Mediaș. Așa cum am zis, Costel, îți doresc la cât mai multe realizări de acest gen și, bineînțeles, să nu ne uiți. Noi îți vom rămâne mereu colegi și buni prieteni. Niciodată. Felicitări, multă sănătate și multă putere de muncă! Mulțumesc, Maria! Niciodată nu o să-mi uit prietenii, atâta că Dumnezeu mă va ține sănătos. Și după ce nu voi mai fi, vă voi purta acolo unde nu voi mai fi. Veți rămâne. Alături de noi, Livia Harpa. Bună seara, bine v-am găsit, dragii mei. Să știți că este o mare bucurie să ne revedem, așa cum sărbătoarea Crăciunului este sărbătoarea bucuriei nașterii Mântuitorului. Costel ne-a făcut nouă această bucurie de a ne revedea cu dumneavoastră și de a mă reîntâlni cu colegii din grupul Ardelenii. Am venit cu mare, mare dragoste și bucurie să fim alături de colegul nostru, Costel Popa, cel care, prin strădanii, prin eforturi, a reușit să facă un album de colinde, care sperăm să ajungă la sufletele dumneavoastră. Costel, te felicit pentru toată strădania ta, îți doresc succes, tot binele din lume, să ai un parcurs artistic minunat și să-ți dea Dumnezeu sănătate multă.
Mulțumesc, Livia, asemenea. Elisabeta Guzu. Seara bună, dragi medieșeni, seara bună, Costel. Mulțumim tare mult pentru invitație. Te felicit din tot sufletul pentru reușita ta, pentru acest frumos album. Să dea bunul Dumnezeu la cât mai multe și cât mai frumoase și cât mai multe colaborări, că vezi tu, cu prietenii mei departe. Unde-s doi, pentru... puterea crește. Întotdeauna. Da, unghi eu șepte. Felicitări pentru cei 10 ani de activitate artistică, să dea Dumnezeu să aduni mulți frumoși cu realizări și cu cât mai mulți prieteni alături. Doamne ajută, Elisabeta, îți mulțumesc. Cosmin Mocean. Bună seara și vă mulțumim că ne-ați primit cu colinda la dumneavoastră acasă. Costel, te-am auzit de la începutul acestui frumos spectacol că ai spus, ți-ai adunat aici doar prietenii și mă bucur nespus de mult că mă aflu și eu printre prietenii tăi. Mă bucur că participăm împreună la acest frumos proiect Ardelenii și cu care am venit în fața publicului acesta frumos. Și îmi doresc să spun de mult ca să fiu alături de tine și poate să fim alături de el și la 20 de ani de carieră și la 30 de ani de carieră și la 45 și la 50 de ani de carieră și bineînțeles și la al 20-lea album de colinde și nu numai. Doamne ajută! Îți doresc mult succes din toată inima. Mulțumesc, Cosmin! Mulțumesc grupul Ardelenii! Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte și să dea fiecăruia ceea ce merită. Dați cezarului ce e al cezarului și lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu. Mulțumim și, Costele, îi invităm și pe Ardele să ocupe loc la această masă primitoare, că doar e seara de Crăciun și toți colindătorii au loc în casa noastră primitoare și în casa sufletului nostru. În casa noastră, în momentele următoare, va veni o altă prietenă. Voi folosi de foarte multe ori în această seară cuvântul prieten. Este un cuvânt care greu se rostește, dar în această seară nu este greu, pentru că acest om minunat, Costel Popa, are mulți, mulți prieteni, printre care și Monica Pârlea. Haideți să o primim în aplauz de pe cea mai fericită mămică, Monica Pârlea. Și nu ne
să se nasc un împărat. Patmoale pe fân strohos, astăzi s-a născut Hristos. Mulțumim, mulțumim, Monica Bârlea. Bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Mulțumesc, prieten drag! Bună seara, bine v-am găsit, dragi oameni! Mă bucur nespus să mă aflu pentru prima dată la Mediaș și îi mulțumesc pe această cale minunatului meu coleg Costel Popa. Vreau să vă mărturisesc că mă încearcă niște emoții imense. De ce vă spun asta? Pentru că dragul meu coleg Costel, pe lângă faptul că suntem colegi de cântec, ne leagă și o frumoasă prietenie. Și sunt emoționată și bucuroasă pentru reușita lui. Nu doar pentru cea de astăzi, ci și pentru celelalte reușite. Costel este un om extraordinar, un om sufletist și mulțumesc din suflet că a ales să fac parte din prietenii lui. Îi spun așa, să-ți țină Dumnezeu glasul și năravul să mai faci astfel de evenimente și să trăiești că trebuiești. Mulțumesc mult! Monica Bârlea. Și eu vreau să te întreb, Monica, dacă ești de acord cu mine să ne colindești și gazda în această seară. Neapărat! Costel Popa. Mulțumesc, mulțumesc, Monica! Mulțumesc din suflet fiecărui coleg în parte pentru toate cuvintele care cred eu că sunt sincere. Asta este important în viață, să fim sinceri și să fim buni. Să fim așa cum suntem noi astăzi aici, prieteni și colegi. Asta este important în viață. Doamne ajută! Dumnezeu, de la început, toată lumea a făcut, l-a făcut și pe Hristos, pe Adam foarte frumos. Cu Eva l-a închipuit, raiul i-l-a dăruit. Dumnezeu le-a poruncit, Dumnezeu le-a poruncit. Bine toți pomii să mănânce, numai din cel înflorit, să nu mânece că-i oprit, să nu mânece că-i oprit. Șarpele, șarpe viclean, sus pe pom s-o-n colăcit, și-o plecat o creangă-n jos, și-o luat un măr frumos. Ia tu, Evă, mână cu poamă, că vei fi o mare doamnă. Eva din mărul mușcat, dar și lui Adam i-o dat. Dumnezeu s-o mâniat și din rai afar i-o dat.
putea Doamne pe pământ, ca acolo vei trăi muncind. Iar tu, Evă, unde-i mere, vei naște prunci cu durere. Iar tu, șarpea furisit, coboară-te pe pământ. Și atunci când te-or durea capul, ieși la drum de-ți cataleacu, când răsare soarele, să te calece carele. Când răsare soarele, să te calece carele. Mulțumim, gazda aleasă, pentru această colindă frumoasă și să știi că la ușă mai bat doi colindători. Să-i primim cu drag. Să-i primim cu drag pe Ioan Cristian Țăran și Ancuța Cosma. Lasă pentru că ne-ați invitat să fim aici prezenți la media și a dumneavoastră. Costel, succes pe calea cântecului și mulți ani de acum înainte. Cum e la colindat, mulțumim frumos! Mulțumesc, și eu, bine v-am găsit, atât pe tine, Costel, dar și acest frumos public care, iată, astăzi este alături de tine. Este mare lucru pentru un artist să fie iubit de oameni și prin faptul că tu astăzi, la acest eveniment, ai adunat atât de multă lume, se vede că ești iubit și oamenii îți demonstrează acest lucru. Să te bucuri mereu de aprecierea publicului și mai ales a celor care sunt de aici, de acasă, de la tine. Mult succes! Mulțumesc, Ancuța! Ancuța Cosma, Ioan Cristian Țăran, luați loc la masa noastră încăpătoare. Andrei, ca să vadă colegii mei, să vadă țara întreagă care ne privește, ce oameni frumoși sunt la Mediaș! Să trăiască medeșenii noștri! Să trăiască toată lumea și să aibă sărbători frumoase! Și mergem mai departe. Am văzut eu pe la fereastră o colindătoare de pe Valea Bârgăului, o vale minunată a Bistriței, Ionela Cristina Bugnar. Când a fost mai ca să nască,
născut prunc luminat. El a răsărit porniră, maci și cu păstori cântând, și s-au închinat la măritul împărat. Și de-atunci de Crăciun, ori și unde, ar și în lume, colindă creștinii buni, Maică Sfântă pentru tine, nașterea s-o vestească pe Iisus ca să-L slăvească. Vine gazdă și ascultă, cât e Maica o îndurat, până și-o putut să aducă pe lume Fiul luminat. Să ai suflet pentru colinda frumoasă, Ionela Cristina Bugnar, realizatoare de emisiuni de folclor la Radio Someș, și primește răsplata pentru colindă. Să și gazdă sănătoasă, să plătești colinda leasă, cu colac și cu cârnaț și cu litre de jinars, și jinarsul nu l-ai venit numai șert cu săcăre. Bună seara, bine v-am găsit! Mulțumesc din suflet, Costel, pentru că... Iată, mi-ai oferit ocazia să fiu în această frumoasă seară alături de tine și, bineînțeles, aici la Mediaș, alături de oamenii care te iubesc și care îți sunt alături și te susțin în tot ceea ce faci tu. Merită toate aplauzele, pentru că este un om cu bun simț, este un bun prieten. Muzica a legat prietenii întotdeauna și iată, și la noi s-a întâmplat, a legat o prietenie frumoasă și de fiecare dată când am avut ocazia, am vorbit despre Costel Popa la Radio Someș, am promovat cu drag toată activitatea lui și toate cântecele frumoase de aici, de la Mediaș, cântecele care el le cântă cu mult drag, cu mult dor de casă, de fiecare dată când merge pe diferite scene și cântă pentru dumneavoastră. Să fiți sănătoși și voioși! Ionela Cristina Bugnar. Ionela, te rog frumos să iei, la masa să iei loc la masa noastră primitoare. Mulțumesc, Ionela, pentru frumoasele cuvinte. Și Costel, a venit rândul din nou să ne cânți și să ne încânți, să ne colinzi. Și alături de tine vreau să-l invit și pe Ovidiu Furnea, pe doamna Dorina Oprea, pe Elisabeta Guzu. Haideți să ne bucurăm cu toții de colindul de acasă, colindul nostru românesc. Mândră luminată, lângă viflaim s-arată, s-a născut prunc din Duhul Sfânt.
Biflaim să se scrie într-un sălaș lângă un oraș, născând pe Hristos. Pe Fiul cel din vecie, cel a trimis Tatăl mie, ia să-L nască, El să-L crească, să ne mântuiască. Păstorii văzură-n zare, din cer o lumină mare, ei fluiera ceri cântau, toți se bucurau. Printre alte stele aleasă, trei crai mergeau, daruri duceau și-n genunchi cădeau. Veniți și voi, credincioșii, să-i cântăm cu cuvioșii și în genunchi să căde lui să ne închinăm și în genunchi să îi căde.
casa cea frumoasă, florile d'albe, cu icoane luminoase, florile d'albe. La ferești cu flori domnești, florile d'albe, pe la uși cu flori de ruj, florile d'albe. La obloace busuioace, florile d'albe, la obloace busuioace, florile d'albe. Peste masă crucei trasă, florile d'albe, peste pat cruce de brad, florile d'albe. Iar la masă cine ședie, florile d'albe, ședie gazda cea frumoasă, florile d'albe. Cu-n pahar de jin în mână, florile d'albe, la câți vin la tăți le-nchină, florile d'albe. Și-n cea mână busuiocu, florile d'albe, să aibă gazda norocu, florile d'albe, florile d'albe. S-așezară într-o puicioară în seara de Crăciun și-a născut Maica Fecioară în seara de Crăciun. A născut un fiu thank you.
Veniți toți ca să-L vedem, să-L vedem și să-L credem, că astăzi ni s-a născut, că astăzi ni s-a născut Domnul cel fără de început, astăzi și mai de demult. Prorocii au prorocit că se va naște Mesia din sămânța lui Iosif și din roada lui Adam, și din roada lui Adam. Mântuirea lui Avram, mântuirea lui Avram. Pe scaun lui David crai, pe scaun lui David crai, s-o înălța din vița lui, s-o înălța din vița lui. Tricraia-i pământului, tricraia-i pământului. Veniți la închinarea lui, aducându-i daruri lui. Aur, smirnă și tămâie, aur, smirnă și tămâie, toți luară bucurie, toți luară bucurie. Feciorința lui cânta, feciorința lui cânta, că l-a născut Maria, că l-a născut Maria. În iescle pe fân uscat, în iescle pe fân uscat, în giulgiuri înfășurat, în giulgiuri înfășurat. Pe deasupra e scălit, pe deasupra e scălit, frumos cântau îngerii, frumos cântau îngerii. Culcă-te, crai îngeresc, culcă-te, crai îngeresc, culcă-te, împărat ceresc, culcă-te, împărat ceresc. De-ți poftiși alți cântători, de-ți poftiși alți cântători, vor veni și acei păstori, vor veni și acei păstori. Și aceia vor cânta, și aceia vor cânta, îngerii vor lăuda, păstorii vor fluiera. Slavă sus lui Dumnezeu, slavă sus lui Dumnezeu,
și pe pământ pace fie, și pe pământ pace fie, între oameni bună voie, între oameni bună voire. Să și gazdă sănătoasă, să plătești colinda noastră. Concolac e greu frumos, ca și fața lui Hristos. Doamne, bată-vă norocul, că am auzit că asta e porcul. Și scoboară din târnați o bucată de cârnați. Și-o dărabă de slănină așa lungă cât o prăjină, ba nu, cât capota la mașină. Dacă ni-i da de beut, noi te-om colinda mai mult. Și cârnați de-om căpăta, noi mai fain te-om colinda. Apă chiar de nimic nu ni-i da, noi de rău nu ți-om ura. Și ți-om dori sănătate, că e mai bună decât toate. La anul și la mulți ani! Sănătate multă, dragi feciori, și haideți în momentele următoare să ne bucurăm de alte colinde aduse de Livia Harpa, Cosmin Mocean, Costel Popa, Suzana și Daciana Vlad, Ioan Cristian Țăran și Ancuța Cosma. Maica Sfântă, din graia astfel de cuvânt, că liniștită, Maica Sfântă, din...
ești găzdoie până-n prag. Ești găzdoie până-n prag, lerului, lerului, Doamne. Să te colindăm cu drag, să te colindăm cu drag, lerului, lerului, Doamne. Bagă-te găzdoie-n casă, bagă-te găzdoie-n casă, lerului, lerului, Doamne. Și-aprinde păclii pe masă, și-aprinde păclii pe masă, lerului, lerului, Doamne. Că-ți intră Hristos în casă, că-ți intră Hristos în casă, lerului, lerului, Doamne. Un mărunt de chisă verde, un mărunt de chisă verde, lerului, lerului, Doamne. Noi din chisă-mi faci o cruce, noi din chisă-mi faci o cruce, lerului, lerului, Doamne. La biserică o-mi duce, la biserică o-mi duce, lerului, lerului, Doamne. Câți oameni s-or aduna, oamenii s-or aduna, lerului, lerului, Doamne. La cruce s-or închina, la cruce s-or închina, lerului, lerului, Doamne. Și-o
născut un fiu frumos, seara de Crăciun. Și-i opus nume Hristos, seara de Crăciun. Care de la ea născut, seara de Crăciun. Din muncile iadului, o seară de Crăciun. Din văpaia focului, o seară de Crăciun. Din văpaia focului, o seară de Crăciun. Mulțumim! E seara de Crăciun. Da, Cristi, îmi cer scuze. Vreau să spun atâta. Îl felicit pe Costel pentru că, din păcate, în ziua de astăzi nu prea se mai umblă la colindat și cred că dacă era sala de 1000 de locuri, 1000 de persoane erau prezente. Îl felicit încă o dată pentru că, cum spuneam, nu prea se mai umblă la colindat, dar sper că această seară să rămână memorabilă pentru că, prin asemenea evenimente, ne readucem aminte cum era cândva odată se umbla la colindat. Vă mulțumim! Ioan Cristian Țăran, realizator de emisiune la TVR3, TVR Târgu Mureș. Vă mulțumim, dragi colindători! Mulțumim, gazdă, că ai primit colindul nostru frumos! Și mergem mai departe și eu zic să vină cu colindul ei de pe Valea Beicii, o vale deosebit de frumoasă a județului Mureș, Maria Neag,
de pe Valea Mureșului Superior, eu, Andrei Romanică, și de aici, de pe Târnavă, Costel Popa. Asta-i sară, sară sfântă, asta-i sara de Crăciun. Tăt creștinul să colindă, asta-i sara de Crăciun. La toată casa de români, belșug și bucurie. La toată casa de români, belșug și bucurie. Statornicească în suflet toți suntem creștini în țara românească, și să trăiți ani mulți frumoși, să aveți cei dragi la masă. Ține gazdă masa închinsă și lumina în vatra prinsă, că-i vremea umblatului pe ulița satului, tot pe uliți de mătasă, dintr-o casă în altă casă, să ne adune bun cu bun în sfânta sară de Crăciun. Că-i mai sfântă decât toate, la mulți ani, cu sănătate! Suie oile la munche, florile d'albe, două mii și două sute. Dar la oi și ei erau florile d'albe.
plebe erau tripă cu răreiu. Numai unu străinielu, florile d'albe, numai unu străinielu. Și pe ăla l-o mânatu, florile d'albe, s-a bată oile-n satu. Când oile le-a bătutu, florile d'albe, și lui legea i-o făcutu. Ori să-l puște, ori să-l taie, florile d'albe, ori turmuța să-i o ieie. Ho-ho-ho, stăpânii mieiu, florile d'albe, pe mine nu mă-mpușcați-u. Nici turma nu mi-o luați-u, florile d'albe, fără capul mi-l luați-u. Și-acolo îl îngropați-u, florile d'albe, în târluța oilor-u. În jocuțul mieilor-u, florile d'albe, în locul gălețelor-u. Iar fluierul meu cel dragu, florile d'albe, mi-l puneți mie la capu. Și fluiera de-a dreapta, florile d'albe, și trișcuța de-a stânga. Când vântul o vântura, florile d'albe, fluierul o fluiera. Trișcuța înșepea zice, florile d'albe, oile tăches or strânge. Doamne, cu jele mor plânge, florile d'albe, Doamne, cu jele mor plânge. Eu am două oi bălăiu, florile d'albe, alea mor plânge pe văiu. Eu am două oi cornuche, florile d'albe, alea mor plânge pe munche. Și am două oicișele, florile d'albe, alea mor plânge cu jele. Măi Ioane Văsălie, florile d'albe, un l-ați lăsat pe Ilie. Ilie-o rămas pe văiu, florile d'albe, să-și capete oi bălăiu. Ilie-o rămas pe munche, florile d'albe, să-și capete oi cornuche. Ilie-o rămas pe vale, florile d'albe, să-și facă turma mai mare. Rămâi gazdă sănătosă, să plătești colinda noastră, un colac de grâu frumos, ca și fața lui Hristos. La anul și la mulți ani! Tricrai de la răsărit, cu steaua au călătorit și-au mers după cum citim până la Ierusalim. Acolo dacă au ajuns, steaua lor li s-o ascuns și le-o fost a să plimba prin orașa întreba. Unde s-o născut zicând un crai mare de curând, ca să merem să le vedem și lui să ne închinăm. Iar Irod împărat, auzind sotul burat, pe crai grabnic i-o chemat și în taină i-o întrebat.
ispitindu-i vruse toți, ca să-L afle pe Hristos. Pe Hristos nu l-o aflat, Domnul Sfânt l-o apărat. Crai dacă ori plecat, steaua iar s-o arătat. Și-o mers până ori stătut, unde era prunc născut. Și cu tot s-or bucurat, pe Hristos dacă or aflat, cu darul s-or închinat, ca unui mare împărat. Cu darul s-or închinat, ca unui mare împărat. Mulțumim! Mulțumim, Costel Popa, mulțumim, Marian Iag. Și, Costele, în momentele următoare trebuie să-i mulțumim unui om, unui mare om care în această seară a contribuit și el la realizarea acestui frumos eveniment. Și eu vreau să-l invit alături de tine și în fața publicului și în fața artiștilor pe domnul primar Gheorghe Roman. Mulțumim. Aveți cuvântul, domnule primar. Emoții nu se văd pe chipul dumneavoastră. Bună seara. Îmi cer scuze pentru întârziere, dar vin de la catedral, acolo unde a fost pregătit un frumos concert de colinde și era firesc să fiu și la programul pregătit de Biserica Ortodoxă. Ce pot să vă spun e că îl cunosc pe Costel de foarte mulți ani. Costel e aici, dacă crede că trebuie să mă corecteze, poate să o facă. Îl cunosc de foarte mulți ani și în urmă cu un an de zile a venit și mi-a vorbit despre proiectul lui. Este firesc să ajuți un om care își dorește atât de mult să facă performanță. Și eu cred că noi toți medieșenii trebuie să fim mândri că avem astfel de oameni în oraș. Eu îl felicit. Îl felicit pe Costel și vreau să știți că chiar dacă mai am anumite piedici prin Consiliul Local, astfel de evenimente le voi susține și cred că astfel de evenimente fac bine Mediașului. Și pentru că văd aici o sală plină, o sală neîncăpătoare, vă spun încă de pe acum că o să păstrăm tradiția și la final de an, în perioada sărbătorilor de Crăciun, vom organiza astfel de manifestări. Manifestări, sigur, care se reflecte exact ceea ce ne dorim cu toții, să vedem cântecul nostru popular, colindele, însemnele naționale, și, așa cum spuneați toți de aici, nu trebuie să ne fie rușine cu semnele naționale. Dimpotrivă, trebuie să le păstrăm și să le promovăm. Vă doresc o seară frumoasă. Costel, ce pot să spun? Cred că ai depășit cu mult așteptările. Dacă mai întâmpini așa greutăți și crezi că te pot ajuta, poți oricând să vii la mine. Vă mulțumesc, rămâneți două secunde. Să știți că și pentru mine și pentru toți ceilalți colegi ai mei este important să fim susținuți de cine trebuie. Vă mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce ați făcut de când ne știm, nu doar pentru mine, ci și pentru acești minunați oameni. Pentru că de pe vremea de când erați deputat ați început munca în acest frumos oraș. Și uite că acum de 2 ani de zile Dumnezeu a hărăzit și sunteți conducătorul, primarul acestui frumos oraș, a acestor frumoși oameni. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să faceți lucruri frumoase cum ați făcut și până acum
de acum înainte și dacă îmi dați voie din partea mea, cu tot dragul, vreau să vă înmânesc o diplomă de onoare. Te rog să trăiască domnul nostru primar pentru tot ceea ce a făcut de-a lungul carierei sale și un mic trofeu. Să trăiți cu tot dragul din partea mea. Multă sănătate! Aplauze! Dacă... Trebuie să vă mai spun ceva. Dacă era campanie electorală, vă dați seama ce mi-o luam eu mâine. Dar nu e. O seară plăcută tuturor niciodată... și sărbători fericite. Eu niciodată nu laud omul care nu merită. Din contră, sunt omul care pune punct și spune ce are de spus atunci când are de spus. Ceilalți de dinainte și le-au auzit de la mine. Ceilalți de acum și le vor auzi dacă nu fac bine. Dumnezeu să le dea tot binele din lume. Doamne, mulțumim, mulțumim domnule primar Gheorghe Roman. Acesta este Costel Popa, un om sincer, un om al adevărului. Și mai primim colindător, Costele? Da, o să-i primim, dar vreau să spun că întreaga această muncă care se vede aici, aranjament, floricele, mâncăruri, toate minunile astea, toate nu au depins doar de mine. Bineînțeles, eu am fost cel care le-a pus cap la cap, dar am avut în spate oameni care m-au ajutat. Și acești minunați oameni sunt familia, sunt neamurile și sunt toți prietenii mei care, încă o dată, vreau să le mulțumesc că mi-au fost alături. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare în parte. Și alți prieteni ai tăi vor veni în momentele următoare să vă colinde și să te colinde, gazdă bună și frumoasă ce ești. Monica Pârlea, Ionela Cristina Bugnar, Suzana și Daciana Vlad și Ilie Dură, care va colinda alături de prietenul și fratele lui, Costel Popa. Satului.
Efraim era orașul unde își avea lăcașul. Bună seara lui Crăciun. Într-o zi yeah.
spre cerul înstelat, mândră stea s-o arătat, și cu flori de măr în mână să coboară peste stână. Lerui, 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 lerui. Într-un graj sărac de lemn, din cetatea Betleem, într-o iesle rece născut, Domnul lumii s-a născut. Lerui, 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 merg păstorii și se-nchină celui ce-o adus lumină, celui ce l-am așteptat să ne scape din păcat. Lerui, 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 toți la Biflaim, cu slavă să-l preamărim, pe împăratul cerului și cuvântul Tatălui. Lerui, 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 lerui. Să fii gazdă sănătoasă, că ai primit colinda noastră. Și la anul când venim, sănătos să vă găsim. Să aveți oi și miei frumoși și copiii sănătoși. Pom cu roadele bogate, la mulți ani cu sănătate. La mulți ani cu sănătate, pentru Ilie Dură, Costel Popa și toți prietenii lor. Și spectacolul nostru continuă cu alți doi oameni minunați care, din respect și apreciere pentru Costel Popa, în această seară au venit să vă colinde. Doinița alături de soțul domniei sale, Ioan Sâmbotin. Haideți să primim, așa cum se cuvine, cu aplauze și cu bucurie. Maica sfântă,
ei plop neîndurat, fie-ți neamul blestemat, frunza ta să nu stea loc, zbată să soare și la lună ca bătută de furtună. La un grajd cu cai sosește, jos în iesle poposește, cai rod fac tropot mare și odihnă mai canal. Firea-ți cailor să fiți și de mine apurisiți, zi și noapte să mâncați, rar voi să vă săturați. La un grajd cu voi sosește, jos în iesle poposește, boii blânzi la ea privesc și suflându-mi o încălzesc. Domnul și de mine și de Fiul care vine. Pe la cântătorii târziu, Maica Sfântă a născut fiu. Și cum naște Maica Sfântă, vin îngeri din cer și cântă. Maica trandafir la față își cuprinde pruncul-n brață. Thank you.
ce s-a întâmplat în Cana Galileea. Fosta și Iisus chemat în Cana Galileea. Și zind la masă și bând în Cana Galileea, vinul tot s-a isprăvit în Cana Galileea. Atunci Maica lui Iisus în Cana Galileea, văzând că nu-i vine de ajuns în Cana Galileea. Zise fiul meu iubit în Cana Galileea, vinul tot s-a isprăvit în Cana Galileea. Atunci Iisus s-a sculat în Cana Galileea și slujile le-a chemat în Cana Galileea. Până șase vase au pus în Cana Galileea și le-au umplut până sus în Cana Galileea. Iisus le-a binecuvântat în Cana Galileea, apa în vin s-a prea schimbat în Cana Galileea. Atunci toți au cunoscut în Cana Galileea că Mesia s-a născut în Cana Galileea. Că Mesia s-a născut în Cana Galileea. Coboară îngerii din ceruri să facă oamenii mai buni. Coboară îngerii din ceruri să facă oamenii mai buni. Domnul Iisus aduce în lume iubirea lui
sfânt. Omule cel bun renaște iarăși, Iisus se naște pe pământ. Se naște Domnul preamărit și cântă îngerii osana în ceruri sus și pe pământ. Și cântă îngerii osana în ceruri sus și pe pământ. Domnul Iisus aduce în lume iubirea Lui și darul sfânt. Omule cel bun renaște iarăși, Iisus se naște pe pământ. Tot poporul credincios, căci e cerească sărbătoare, se naște azi Iisus Hristos. Căci e cerească sărbătoare, se naște azi Iisus Hristos. Domnul Iisus aduce în lume iubirea Lui și darul sfânt. Aduce pace, mântuire creștinilor pe acest pământ. Mulțumim frumos! Mulțumim! Bună seara! Vreau să vă spun că am venit cu mare drag, am venit cu sufletul deschis la întâlnirea cu dumneavoastră. Bunul Dumnezeu ne-a îngăduit ca astăzi un băiat minunat, așa cum este Costel, să ne invite aici să vă fim alături. Și așa cum în seara de colindat, nu putem să fim la ușa fiecăruia dintre dumneavoastră, în această seară v-am dăruit aceste colinde din toată inima, cu toată dragostea și cu toată prețuirea noastră. Doinița Sâmbotin, alături de soțul domniei sale, Ioan Sâmbotin. Vă mulțumim pentru colindul frumos și bunul Dumnezeu să vă dea sărbători fericite alături de toți cei dragi. Mulțumim din toată inima, mulțumesc lui Costel. Vreau să îi dau un mic cadou din partea noastră. Noi ne cunoaștem de foarte, foarte mulți ani. Îl apreciem foarte mult pe Costel. Este un băiat extraordinar, cu mult bun simț, cu o calitate extraordinară, a fi generos. Și pentru asta vreau să mulțumesc și să-i felicit pe părinții lui, pentru buna creștere pe care i-au dat-o și pentru educația primită. Pentru el și pentru frumoasa lui iubită, le doresc din toată inima o nuntă și o viață frumoasă împreună, să ne calce pe umeri, pe urme. Vă spun și eu, sărut mâna doamnelor, domnișoarelor, bună seara domnilor.
Am răspuns da când a sunat telefonul. Nu vreau să plictisesc, vreau doar să le urez casă de dragoste, că de beton și cărămidă se face. Le promit că le cânt gratis la nuntă până la biserică. Mulțumim și te asigur că acel cadou care o să-l vezi în plasă este exact de la Ierusalim, de la Mormântul Sfânt, o cârticică adusă. Am fost, nu ne lăudăm, a fost voia Domnului să fim și noi acum 3-4 săptămâni în Țara Sfântă. Vă mulțumim, sărbători fericite! Nu plecați, vreau să vă înmânez și eu o diplomă pentru doamna Doinița și domnul Ioan Sâmbotin. Cu tot dragul din partea noastră și un trofeu, să țineți minte mediașul Medeșenii. Mulțumesc, vă mulțumesc din suflet pentru prezență, pentru cuvintele frumoase și pentru prietenia dumneavoastră. Sunteți oameni minunați și pentru asta publicul și eu vă iubim. Gânduri bune și mulțumesc pentru cadou. Mulțumim, Doinița și Ioan Sâmbotin. Și gazdă, eu zic să ne mai bucur cu un colind. Haideți, Costel Popa ne colindă în momentele următoare. Îl primiți colindul? Îl primiți? Da. Adam cu toți fiii lui Avram, să-i cântăm versuri de jale pentru a lui Adam greșale. Căci Adam dacă a greșit, din rai Domnul a zvârlit. Ieși Adame de la mine, dacă te-ai lipsit de bine. Nu te-ai lipsit de viață, ci te-ai lipsit de dulceață, de dulceața pomilor, de mirosul florilor. Și-o ieșit Adam plângând, cu sapan în pământ săpând, și Eva-n furcături când, tot plângând și suspinând. Locaș sfânt, mă vezi în ce jale sunt. Sunt jalnic și amărât și din tine izgonit. Amin, Doamne, slavă ție că ne-ai scos de la robie. Că ne-ai scos de la robie și ne-ai dat la împărăție. Că ne-ai scos de la robie și ne-ai dat la împărăție. Costel Popa, prietenul nostru de o viață. Și nu înainte de a prezenta următorul moment, vreau să îi mulțumesc domnului Tibi, care s-a ocupat de sonorizarea acestui minunat spectacol. Merită toate aplauzele. Mulțumim. Să trăiască. Și iată că în această seară sfântă avem colindători și de dincolo de Carpați. Din frumoasa Moldova vine un om de radio și de televiziune, Constantin Bahrin.
Dumnezeu de la început, lumea tot o făcut, și-o luat pământ de jos, l-o făcut pe Adam frumos. Hristos din us năștea, lumea iadului era, și pe Eva o zidit, la oaltă i-o întâlnit, și le-o dat raiul pe mână, să trăiască împreună. Hristos din us năștea, lumea iadului era, și-o poruncă le-o lăsat, din tăți pomii să mâncați, numai din pomul înflorit, nu mâncați că-i oprit. Hristos din us năștea, lumea iadului era. Eva măru o mușcat, și lui Adam ei o dat. Dumnezeu s-o supărat, Dumnezeu s-o supărat. Hristos din us năștea, lumea iadului era. Adam, Adam, și-ai lucrat, Doamne, Eva, m-ondeamnat. Eva, Eva, și-ai lucrat, Doamne, șerpilini-o dat. Hristos din us năștea, lumea iadului era. Șarpele și-l năsprăsău, ducă-se pe-a furii său, rămâneți cu sănătate, că noi mergem mai departe. Hristos din us năștea, lumea iadului era. Hristos din us năștea, lumea iadului era. Frumoasă-i lumea și mare, dar nu are asemănare, țara mea cu oameni buni și locuri de rugăciuni, măi.
Vin la trei ierarhi românii, unde se rugau străbunii, Iașul târg de vis rămâne cu cele șapte coline. De la Iași la Chișinău, drum lăsat de Dumnezeu, măi. Oameni buni de falnic neam, stranepoții lui Ștefan, măi. Când pe culme luna suie, urc și eu la cetățuie și mi-arunc ochii roată ca să văd Moldova toată. Ne-am rupt ca frunza din ram, din stejarul lui Ștefan, nesfârșit în piept îmi bate inima pentru al meu frate. De la Iași la Cernăuți, printre faci, printre brăduți, măi, curge raza dorului, stă inima neamului, măi. Spre răsărit de soare, mândru loc apare în cale, e frumosul Chișinău, unde-mi stă fratele meu, măi. Și în jurul mesei pline să-mi aduc neamul cu bine, că de-i frate lângă frate, niciun rău nu mai răzbate. De la Iași la Chișinău, drum lăsat de Dumnezeu, măi. Oameni buni de falnic neam, strănepoții lui Ștefan, măi. Azi la trei erari români se roagă precum străbunii, să dea bunul Dumnezeu să ia pere neamul său, măi. Mulțumesc! Mulțumesc tare mult! Mulțumim, Constantin Bahrin! Prima dată să-l îmbrățișez pe sărbătoritul nostru drag, apoi pe prietena lui, întâi nu știu ce să fac, să o pup sau să servesc, întâi să o pup. Liniștit! Vă dau voie să o pupați! Da, am auzit eu un culise așa, noutăți, să vă fie de bine, servesc după. Vreau să vă salut cu tot dragul, să știți că eu vă admir din culise, sunteți minunați, iubiți colindele noastre românești, ca nimeni alții, iar Costel a făcut un lucru extraordinar, că v-a adus în casele dumneavoastră colinda tradițională. Eu am vrut, în afară de colinda mea, din Moldova, de la Iași, de unde sunt, să aduc și un cântec, pentru că noi moldoveni mai avem ceva pe suflet. Noi avem, dincolo de Prut și în zona Cernăunțului, avem frații noștri la care ne gândim de fiecare dată când vin sărbătorile. Și pentru aceasta am vrut de aici, de pe scena de la Mediaș, să le aduc și lor un salut. Iar dumneavoastră aplaudați că sunt ai noștri. Să trăiască, să trăiască întreg neamul nostru românesc. Așa este. Și mă bucur că de acolo de departe ați făcut tot posibilul și ați ajuns aici, la noi, în Ardeal. Trebuia să ajung pentru că acest tânăr, Costel, de care nu numai Mediașul trebuie să fie mândru, ci tot Ardealul, eu l-am cunoscut acum câțiva ani bunișori în urmă, era supărat în culisele unui concurs, unde pentru prima dată nu luase un premiu. Și atunci, fiind mai experimentat, m-am apropiat de el și l-am încurajat. Și am zis, Costel, o carieră frumoasă se face atât cu eșecuri, cât și cu succese.
Din ziua aia am devenit prieteni. Și vreau să vă spun, poate nu credeți, prietenia dintr-un moldovean și un ardelean este foarte puternică. Trebuie să vadă, astăzi sunt aici. Vă mulțumesc mult, vă doresc tot binele de lume și dacă îmi dați voie, la fel ca și celorlalți colegi, vreau să vă înmânez diploma. Mulțumesc. O să o păstrez cu mare drag. Este să vă amintiți că ați trecut pe la noi prin media și... Am emoții, să știi că tot ce s-a întâmplat aici s-a întâmplat la o înaltă ținută și vreau să vă felicit pe dumneavoastră. Iar așa cum spunea și domnul primar, sper că la anul, dacă va deveni tradițional acest spectacol de colinde, să fie, nu știu, un public sau undeva și mai mult, și mai mare, și într-o sală și mai mare, să încapă toată lumea, da? Haideți să vă spun un secret. Acest public este mare. Toți de aceea au un suflet mare și le mulțumesc că în primele 3 zile s-au înghesuit și au cumpărat biletele, pentru că după aia n-am mai avut bilete. Le mulțumesc și felicit că sunt norocoși. Îmi pare rău pentru ceilalți, încă o dată o repet. Se putea să fie sala asta plină, dar nu ne lasă pompierii. Așa este. Așa că trebuie să respectăm legile, de aia sunt făcute să fie respectate. Așa că legea noi e lege. Suntem înțelegători și ne bucurăm cu dumneavoastră. Sunteți mulți. Vă pupăm. Și mă bucur și de întâlnirea cu colegii mei din Ardeal, îi îmbrățișez cu drag și acum am să mă așez și eu la masă cu ei, măcar cât mai apuc, așa să mai servim câte ceva. Iar dumneavoastră, rămâneți în continuare cu noi. Vă îmbrățișez. Constantin Bahrin, unul din prietenii lui Costel Popa. Costel, cei care în această seară n-au reușit să ne vadă aici, ne pot vedea în fața micilor ecrane pe postul de televiziune Hora TV, căruia îi mulțumim și să știți că marele public te ascultă și la Radio Târgu Mureș în cadrul emisiunilor pe care noi le realizăm acolo. Costel, te rog frumos să ne mai cânți, să ne mai colinzi, așa cum doar tu știi să faci. Hai cu toții să suim Colosul slavii plaim. Acolo smesele întinsă și păcrile s-a prinsă. Mic și desfășat de îngeri înconjurat. Îngerii frumos îi cântă laudă pe Maica Sfântă. Sfântă ești și sfântă ai fost, că l-ai născut pe Hristos, că l-ai născut pe Hristos. Mulțumim, mulțumim Costel Popa și eu știu că în momentele următoare tu ai o surpriză pentru toți prietenii tăi care în această seară ți-au fost alături, pentru toți artiștii care în această seară v-au colindat și v-au bucurat sufletele și prin colindul lor străbun v-au făcut să vă întoarceți în satul de odinioară, pe la uși, pe la ferești, prin troiene mari de zăpadă. Despre ce surpriză este vorba, Costel Popa? Andrei, nici nu știu unde... Te pot ajuta? Te găsesc și pe tine, dar uite că te-am găsit. Andrei Romanică, cu eu tot dragul. Prezent. Îți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut în această seară pentru noi, pentru mine, pentru Medeșeni și pentru toată țara care ne urmărește.
Și eu îți mulțumesc, Costel, și toată lumea a vorbit despre tine, numai eu n-am spus nimic. Să trăiești om bun și cu suflet mare. Atât. Mulțumesc, Andrei. Mulțumesc, Domnul, să te aibă în pază. Și te rog să accepti această diplomă și tu. Și de asemenea, ce face, trebuie să o accept. De asemenea, te rog să mai inviți pe cineva alături de noi care să încheie această această seară minunată. Va fi încheiată de nimeni altul, Vasile Coca. Mulțumim. Domnului Vasile vreau să-i dau diploma și trofeul înainte de a cânta. Un om mare, un om cu suflet mare, un prieten al nostru, al tuturor românilor adevărați care iubim tradiția și folclorul, prin cea mai frumoasă televiziune de muzică populară din țară, Hora TV. Îi mulțumesc că astăzi este aici cu noi. Dragii mei, vă spun și eu bună seara, bine v-am regăsit. Este o bucurie pentru mine să mă reîntâlnesc cu publicul din Mediaș. Am venit de câteva ori aici și am venit întotdeauna cu mare, mare drag și cu multă bucurie. Chiar am reușit să-mi adun un grup de prieteni dragi și aici, la Mediaș și la Blăjel. Iar în această seară am venit cu drag pentru Costel, în primul rând. Vreau să vă spun, aplaudați-l dacă doriți. Merită multe aprecieri pentru acești 10 ani de carieră artistică, pentru cele două albume, iar în special pentru acest album de colinde, pentru că muzică populară încă mai găsim noi, dar colinde tot mai greu, iar el, Costel Popa, este un copil harnic, un copil destoinic, care muncește mult, are răbdare și are și pretenții el față de el. Este o mândrie pentru Mediaș. Aplauze pentru Costel Popa. Și pentru mine este o bucurie să fiu alături de el și alături de dumneavoastră în această seară. Mulțumesc pentru diplomă. Să vedem dacă o merit după ce cânt eu, da? Cerul iar răsună și îngerii împletesc cu lună din lacrimi spinte de fecioară, că naște Maica-n ceas de sară. Naște Fiul dumnezeiesc și cele scrise să împlinesc, că pe pământul păcătos să naște azi Iisus Hristos. Nu crede și nu vrea să-i facă loc în casa sa, dar îndui-i Dumnezeu un loc și pentru Fiul Său. Marginea îndepărtată, pe baie răci întopoiată, venit-o în lume pruncul sfânt să aducă pacea pe pământ. Pentru tot frig
binul ce-ai răbdat și pentru răul ce ți-am dat. Iisuse, toate le-ai iertat ca să scap lumea de păcat. Răsună cerul, iar răsună, și îngerii împletesc cu lună. În noaptea sfântă de Crăciun să aducem slavă celui bun. Iartă-ne, Iisuse Sfânt, și șterge răul pe pământ. Apleacă-te cu bunătate și iartă suflete închinate. Trimite pacea ta divină și fă din suflete grădină. Vă mulțumesc, vă mulțumesc tare mult pentru aplauze. Dragii mei, acum pe final de acest concert, finalul acestui concert minunat, am rugăminte să încercăm să colindăm împreună. Sunteți de acord? O să colindăm o colindă frumoasă, foarte cunoscută. Pentru acest moment l-am invitat și pe prietenul meu, Claudiu Simon, pe care vreau să-l aplaudați și pe el, pe nu-l aplauda nimeni. Sunteți de acord, da? Haideți să încercăm. Trei păstori se întâlniră, trei păstori se întâlniră. Haideți, toată lumea. Raja soarelui, gloria soarelui, și așa se sfântuiră. Haideți, haideți, numai dumneavoastră! Raza soarelui, gloria soarelui, floricele să culege și să facem o cunună, și să facem o cunună. Raza soarelui, gloria soarelui, s-o împletim cu voie bună și s-o ducem lui Hristos, și s-o ducem lui Hristos. Raza soarelui, gloria soarelui, raza soarelui, floarea soarelui, nouă și la neamul nou. O seară frumoasă aici la Mediaș, o seară pentru dumneavoastră din partea colegului nostru, Costel Popa. Mulțumim, mulțumim din suflet, sărbători fericite tuturor! La mulți ani, Costel Popa, pentru cei 10 ani de carieră artistică, bunul Dumnezeu să vă dea tuturor sărbători frumoase și binecuvântate! Doamne ajută!